Am avut, în primul rând, o întâlnire cu executivul, parte din executivul Guvernului Statelor Unite. Mâine voi avea discuții cu două sau trei companii importante din Statele Unite și, pe urmă, o întâlnire cu congresmenii americani. Sunt ferm convins că în perioada următoare, pe cel puțin pe zona de energie, vor fi foarte multe contacte între companiile din România și companiile americane și am avut o discuție aplicată în ceea ce privește industria de apărare din România. Și domnul ministru al economiei cu domnul ministru al apărării în perioada următoare vor concretiza foarte multe contracte. Este pentru prima oară când a fost o discuție și a trecut o lege prin Congresul American în ceea ce privește securitatea Mării Negre. S-a discutat la summitul de la Vilnius, iarăși pentru prima oară, despre securitatea Mării Negre. Am avut discuția cu secretarul pe apărare această prioritate pe care o au și dânșii, și NATO, dar și România. Vor fi investiții în ceea ce privește securitatea Mării Negre. Avem o poliție aeriană în acest moment pentru securitatea Mării Negre. Există și un proiect concret, este un program european în ceea ce privește achiziția de corvete care se pune în acest moment în aplicare. S-a luat o decizie ca să fie o bază de antrenament pe teritoriul României, în primul rând pentru piloții români și pe urmă pentru piloții ucrainieni. Oricum, pentru piloții ucrainieni există o perioadă mai lungă cu instruirea. Sunt sunt 7 F-16 puse la dispoziție de către statul olandez pentru acest program. Există un contract deja de mentenanță cu o companie din Bacău și, cu adevărat, eu îmi doresc o extindere a avea un hub de mentenanță pentru F-16 la Romaer. Nu are nicio legătură vizita mea în Statele Unite cu alegerile de anul viitor. Înainte de a veni în Statele Unite, am avut o discuție aplicată cu președintele, cum este normal să am această discuție. S-au suprapus cele două vizite și aici, de obicei, nu părăsește țara președintele concomitent cu primul ministru și nici primul ministru concomitent cu președintele, dar fiind două întâlniri la fel de importante și în Dubai și în Statele Unite, am convenit să continuăm aceste vizite. Eu am venit aici însoțit de doamna ministru de externe, deci diplomația românească fără reprezentată la cel mai mare nivel. Vin cu rezultate pentru români și pentru România.